Începe Republica azi nemaipomenita și deosebita emisiune pe care o prezint. Uh, da. Dacă v-ați fi așteptat să zic vreun, vreun lucru, cum ar spune câteva persoane cunoscute, un lucru inteligent, iete că nu mai pot să mai zic pentru că mă uit și văd niște informații care practic ne arată că unii dintre noi uh, furăm curent, nu la propriu. Uh, pe și eu sunt un pic răutăcios dacă stau să mă gândesc uh, la afirmația pe care tocmai am realizat-o. Asta pentru că, ce să credeți, uh, ceea ce face um, băiatul despre care vă vom vorbi nu faceți așa ceva nu e frumos, nu se face. Unii dintre noi o cam realizam, dar pe altă filieră și cu altă gândire sau cu altă finalitate. Păi, teribilism în școala primară, un elev a fost filmat cu un trage pe nas cretă de pe bancă. Ce ziceți de această informație? Zice, un elev dintr-o școală generală din Maramureș a fost filmat de un coleg în timp ce trăgea pe nas cretă de pe bancă în sala de clasă. Mai apoi, copilul a postat filmarea pe rețelele de socializare. Polițiștii s-au sesizat din oficiu și au demarat activități specifice. Astfel, elevul surprins în filmare a fost identificat și consiliat în prezența părinților transmitei pe Jemara Mureș potrivit observator.news.ro. Din primele verificări efectuate de polițiști, a și faptul că praful de culoare albă ar fi fost cretă, iar elevul ar fi făcut acest lucru pentru amuzament. <laughs> Ce amuzant! N-a -a fost mișto? Nu. Să înțelegeți. Uh, în zilele noastre, mulți cred, opinia mea nu dați cu bâta, nu dați cu chetre, e o opinie așa, umilă de cetățean al țărișoarei astea. Mulți dintre tineri consideră că dacă fac astfel de, nu știu cum să le numesc, Acti... activi, nu, The... lucruri ieșite din comun, ma, mi-a uh... vor fi considerați de către cei din generația lor cool. Tocmai de aceea simt nevoia, bineînțeles, să și posteze pe rețelele de socializare ca să-i vadă cât mai mulți oameni utilizatori, followers. A? Mă, acum, care mai sunteți cu telefonul, care mai aveți un TikTok, o treabă, să știți că și eu mai fac niște de-astea. Da, nu, adică ne mai prostim, mai glumim, mai imităm, așa, for fun. Dar nu tragem credă pe nas sau orice alte lucruri. Copiii trebuie să înțeleagă că ei sunt extrem de suficienți pentru ei înșiși și să fie doar ei înșiși pentru a putea fi admirați de către cei dragi. Pentru că să știți că sunt oameni care admiră și calmul unei persoane și educația de care dă dovadă, etc. Dar când marea majoritate se manifestă de așa manieră ca să atragă atenția, evident că și alții vor să fie la același nivel și au astfel de ieșiri. Ia uite ce zice inspectoratul de poliție al județului Maramu. Zice, menționăm faptul că prevenirea și combaterea violenței în școli, a deligvenței juvenile și a victimizării minorilor reprezintă priorități ale Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș. În urma evenimentelor produse în unitatea de învățământ menționată anterior, au fost derulate o serie de activități informativ-preventive, la datele de 58 martie atât de către polițiștii biroului Siguranța Școlară, cât și de către cei ai postului de poliție de Sești. Uh, în urma evenimentului opresor, în învățământ menționat anterior. Și cu ce a ajutat? Că, într-adevăr, oamenii legii au tot felul de acțiuni care sunt. Importante, evident, susținem, au uh, un rol important în educare, în speranța în care copiii ăștia încerc să înțeleagă acest fapt. Ei trebuie să fie ajutați de către părinți, de către cadre didactice, de către consilierii școlari, de către apropiați care au uh, ceva mai multă înțelepciune, să spunem așa, să înțeleagă, Că pot ieși în evidență și dacă citesc o carte sau și dacă își petrec timpul în aer liber, relaxându-se. Cu siguranță cineva îi va admira, dar nu ne interesează pe noi dacă ne admiră cineva și dacă ne place unul sau celălalt. Pe noi ne interesează efectiv dacă ne place de noi înșine. Îmi place mie de mine însumi. Da, se sufi, cum ar zice doamna de franceze, se suficient. Pentru că dacă se întâmplă acest lucru, cu siguranță ceea ce simți tu vei emana, vei împărtăși și față de ceilalți din jurul tău. De asta zic. Deci, elevului i s-a părut amuzant gestul, zice. Mă rog, au fost și polițiștii biroul de siguranță școlară din nou prezenți în unitatea respectivă pentru a desfășura activități specifice. Uite, acestea au ca scop creșterea gradului de siguranță în unitatea de învățământ și prevenirea comiterii unor evenimente similare, mai transmite sursa citată. Polițiștii au în vedere crearea unităților de învățământ a unui sistem de comunicare real și eficient între școală, autorități și familie pentru identificarea, monitorizarea și promovarea actelor de violență, faptelor de natură contravențională sau a infracțiunilor, prin implicarea tuturor factorilor educaționali, iar elevii să fie informați cu privire la răspunderea contravențională sau penală acestora. Ați auzit copii? Da. Mm -hmm. Rețineți și. <laughs> luați aminte, cum s-ar zice. Da, rețineți și evitați. S-a trezit colegul de la Sunet, copii, toată lumea. Deci, vă rog să ne concentrăm rea. Bun. Deci, nu ne plac astfel de. Atitudini nu le încurajăm, îi uh, îndemnăm pe tineri, căci am fost și noi tineri, unii dintre noi mai suntem, e evident, la mine nici nu -mi ca pe discuție, dar nu despre asta discutăm în emisiune, ci despre faptul că îi îndemnăm pe tineri, pe adolescenți, să apeleze la tot felul de uh, metode pe care le au la îndemână pentru a se crește din punct de vedere spiritual, emoțional și așa mai departe, prin activități recreative care să le aducă un plus și un beneficiu, nu să facă astfel de uh, challenge să le spunem așa, uh, despre care ei cred că le va aduce faima, pentru că le pot aduce uh, faima alte activități, dacă, de pildă, într-o activitate uh, ei excelează și nu este așa. Uh, vor ajunge să câștige diverse premii sau să se poziționeze în anumite ierarhii menite, nu este așa, să-i uh, ducă în vârful clasamentului și să le aducă satisfacție personală. V-a plăcut? Am zis și eu mișto? Știu și eu de asta. că după aia zic oamenii, ia uite el cum vorbește. Uh, dăm pe ecran titlu și luăm o pauză. Ce tot felul de comenzi de astea. Uite ce să duc, ce să duc, ce să duc și ce să duc uh, prin intermediul firmilor de curierat. Ferească se Dumnezeu și Maicuța Domnului născătoare de Dumnezeu, așa ceva nu se poate! Procurorii Direcției de Investigare Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Vrancea, căci acolo s-a întâmplat, de aia se cutremură Maică Pământul, de aia se întâmplă ce se întâmplă. Că ați văzut cum e, vedeți de aia că să circulă tot felul de situații până pachete, până astea, dacă am venit de la biserică, ar zice, să pupă ea, cu ea, el, cu el, de -aia nu, să mai, nu mai plouă afară, ca să zic așa. Bun. Au efectuat o operațiune de amploare, ziceam, împotriva traficului de droguri, soldată cu reținerea unui suspect în municipiul Focșani. Un individ a fost prins în flagrant în timp ce deținea aproximativ 2 kg de substanță cristalină, drog de mare risc, force CMC sau cum se zice, mă rog, nici nu vreau să învăț cum se zice, cu intenția de a le comercializa. Uh, acesta a fost identificat în momentul în care se afla în posesia drogurilor, iar anchetatorii au stabilit că acestea au fost uh, introduse în țară din Olanda, disimulate, moace îmi plac mie exprimările astea foarte așa, ca să stea pe după, uh, facem o paranteză, site-urile de pildă, având în vedere că ele uh, postează un număr mare de articole, informații, nu pot de fiecare dată să coafeze, să cosmetizeze informațiile. Și când o să audă Mița coafeza disimul... Nu, nu ca și cum coafezele n-ar ști. Era o vorbă așa. Na. într-un colet. Ascunse într-un colet, domnilor... Uh reprezentanța instituțiilor de anchetă care aveți și un birou de presă și transportate prin intermediul unei firme de curierat. Ca urmare a acestei capturi au fost efectuate patru percheziții domiciliare în municipiul Galați unde au fost descoperite și ridicate cantități de cannabis, un cântar electronic și trei grindere cu urme de substanță vegetală, precum și alte materiale sus susceptibile a fi folosite la traficul de drogă. Adică e posibil că asta voia să spună domnii de la anchetă, că e posibil ca ele să fi fost folosite aceste materiale în activitatea de trafic de droguri. Autoritățile judiciare au luat măsuri rapide, propunând instanței arestarea preventivă a suspectului pentru o perioadă de 30 de zile. Operațiunea a fost realizată în colaborare strânsă cu polițiștii Serviciului de combatere a criminalității organizate Vrancea, beneficii indă de sprijinul Brigăzii de combatere a crimei organizate Galați și Inspectoratului de poliție județean Vrancea. Hmm? Ia să vedem o mai dat cu alte percheziții. Mai avem un update. Opa! Da, ne, ne, bate ca să zic așa. Uh, deci ați înțeles cum se, ce se mai uh, plimbă prin intermediul firmelor de cu ui e Urat. Băi și dacă tot vorbim despre... Ia stai, nu asta, că nu vrem. Și dacă tot vorbim despre fapte ilegale, vă spun că ar putea, ar putea scăpa frații de extradarea în Marea Britanie, semnul întrebării, semnul esclavării. Cum ar putea scăpa frații Tate de extradarea în Marea Britanie? Frații în fața judecătorilor, uitați, Andrew și Tristan Tate! în fața dumneavoastră. Stați că mi s-a dat cu setarea, mulțumesc și mă scuzați. Apar noi informații după reținerea fraților Tate în România la cererea autorităților din Marea Britanie, acolo unde ar fi vizați într-un nou dosar. Andrew și Tristan au fost ridicați de așternuturi la propriu la scurt timp după ce mandatul a ajuns să cepei în România la fața locului potrivit surselor știri pe surse.ro au fost desfășurate numeroase forțe pentru ca cei doi să nu fugă, scrie Teo Tănăsescu la Republica News.ro, pe lângă polițiștii, dislocația la casa fraților Tate s-ar fi aflat și oameni sub acoperire care ar fi filat zona de la structurile de forțe ale României înainte de uh, intervenția polițiștilor. Ieri Andrew a și fost la poliția voluntar pentru a da cu subsemnatul în condițiile în care cei doi frați sunt sub control judiciar. Când oamenii lege au bătut la poarta lui Andrew și Tristan, angajații lor sclavi, cum se spune în limbajul infracțional, au început să alege prin curte prin curtea imensei vile, zice, frații au apărut doar în tricou și de sculți și nu au opus rezistență la reținere. Lisa comunica faptul că există un mandat pe numele lor din Marea Britanie și li a spus dacă vor să ia legătura cu avocații. De altfel, nici nu ajunseseră la sediul IPJ Ilfov că avocații și-au și făcut apariția de grabă. Pe de altă parte, Există un semn de întrebare cu privire la extradarea lor în Marea Britanie și asta pentru că a potrivit unor surse judiciare, Andrew și Tristan Tate au afaceri neterminate în România. Pe înțelesul tuturor este vorba despre dosarul în care ei sunt acuzați în țara noastră și care nu a fost încă finalizat. Astfel, potrivit surselor, ar fi acum ciudat ca ei să fie predați în Marea Britanie în aceste condiții. Cei doi au ajuns în fața judecătorilor de la Curtea de Apel. București. Iată, vă spuneam, acuzațiile vin dintr-un dosar din Marea Britanie și vorbim despre fapte de natură sexuală conform informațiilor pe surse citate de Realitatea Plus. Frații Tate nu se află la primele probleme de acest tip pentru că ei au mai fost arestați în România. Ei sunt de altfel uh, figuri controversate, cunoscute pentru stilul lor de viață extravagant și pentru aparițiile frecvente în media socială. În decembrie 2022 au fost arestați în România sub acuzația de trafic de persoane formarea unui grup infracțional organizat și viol. Autoritățile române au susținut susținut că frații tăi ar fi recrutat femei sub pretextul unor relații de iubire pentru a le exploata sexual și a le obliga să producă conținut pornografic, adică prin metoda Loverboy. Nu? Că practic, pe acolo eu, se încadrează. Cazul a atras atenția internațională având în vedere notorietatea lui, o, lor online și discursurile controversate pe care le promovează, în timp ce Andrew Tate se descrie adesea ca fiind un antreprenor, antreprenor de succes și un guru al dezvoltării personale criticii, îl acuză că promovează misoginismul și manipularea. Da. Bun, deci am zis și cu frații Tate, am zis uh, cu toate, uh, bă, hai să vedem până una alta despre o situație care a ținut primele pagini ale uh, ziarelor și încă se întâmplă acest lucru, având în vedere că este o situație care ne arată că suntem absolutamente... Uh, cum să zic, uh, așa în bătaia vântului atunci când vine vorba despre uh, bogățiile naturale ale țării, căci avem dar, dar nu mai avem, că le-am cam dat. Zvonul că România va pierde procesul Roșia-Montană ar fi fost speculat financiar, Năsui zice, ghilimele așa se face o mică avere dintr-o informație la, care este 100% Falsă. Bun, fostul ministru al economiei deputatul Săre Claudiu Năsui spune că vestea legată de verdictul în procesul Roșia Montana a fost speculată pe bursă chiar. Prețul acțiunilor a crescut pe parcursul zilei și, a persoane... și persoanele care au avut informații corecte au putut profita de pe urma anunțului făcut de premierul Marcel Ciolacu, ci că iată dovada că s-au făcut mulți bani din zvonul că România va pierde procesul la Roșia Montană. Pe măsură ce tot crește prețul acțiunii pe fondul știrii false că România va pierde procesul, cineva tot paria că acțiunile o să scadă. Bă, e bine, deci bă, oamenii care știu cu adevărat să facă bani sau să speculeze lucruri, vor avea tot timpul în orice situație de câștigat. Nu mai este niciun dubiu. Deci, cineva făcea ceea ce se numește short, adică, când crezi că urmează să scadă prețul unei acțiuni, o împrumuți la prețul actual, o vinzi, după care o cumperi la loc în viitor și o dai înapoi. E o chestie așa de noapte minții. Dacă într-adevăr i-a scăzut prețul, ai reușit să o vin scump și să o cumperi ieftin. Deci ai făcut profit. Dacă nu, faci pierderi. Da, așa. Ce să vezi în cazul acțiunilor? Gabriel Resources, pe măsură ce prețul tot creștea, cineva tot șorta acțiuni. Și nu puțin, ci la greu, spune Claudiu Năsui. Dar Gabriel Resources spunea că nu are bani să dea despăgubire țării noastre pentru că au pierdut acțiunile și că nu-și mai permit ca să dea bănuții înapoi care bănuții sunt ai noștri, ai românilor. Mm? Nu le mai dați înapoi. Doamne după ce ne-ați ținut cu sufletul la gură, că ne forați această zonă a defărat uh, uh, drop de aur al țării noastre, acum acest că nu aveți bani. Nu ați avut, domnule, să vă pregătiți de investiție acolo. Bun, înăsuia am mai precizat că explozia de cumpărători ridică serioase semne de întrebare cu privire la motivul anunțului. Conform Yahoo Finance, însă, înainte de declarațiile domnului Ciolac cu numărul șorturilor era de 20.000 de acțiuni. După declarații că lumea a început să cumpere serios numărul de acțiuni șortate a explodat la peste un milion de acțiuni. Omagă! Oh uite, 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 uite! 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 Că se vede! Ia, uite! Cum s-a făcut aici? tot ce era de făcut ca să câștige unii, domne. Da, deci este chiar de noaptea minții cu Roșia Montană. Iată o dovadă, s-au făcut mulți bani, da, vedeți aici scrie Claudiu Năsui pe rețelele de socializare. Așadar, premierul Ciolacu a spus pe 9 februarie despre litigiul privind Roșia Montană că se vor găsi soluții în ambele variante de rezultat. Al doilea lucru pe care îl promit, veți afla tot adevărul, spunea Marcel Ciolacu, cu documentele și toți românii trebuie să știe acest adevăr, cum sunt ferm convins că o să aflăm și adevărul în ceea ce privește vaccinurile. Să așteptăm decizia. Toată lumea, mare atenție! Mare atenție, domne, că nu se poate așa ceva. Bun. Trecem mai departe în deosebita emisiune. Zice, la ce metodă legală apelează românii pentru polița RCA mult mai ieftină? Nu știu care și ce măsuri se găsesc la ce metode apelează românii pentru că eu am plătit o poliță a polița, domne. Da, 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 ceva de speriat. Bun. Zice, în contextul în care asigurarea... RCA se scumpește tot mai mult, România au găsit o soluție legală pentru a scoate mai puțin bani din buzunar. Soluția constă în achiziționarea unei polițe de la asigurători străini în baza pașaportului european. Această metodă a fost adusă în atenție de europarlamentarul, europarlamentarul Vlad Gheorghe, care a explicat că potrivit legislației europene, orice asigurător dintr-un stat membru al Uniunii Europene, poate vinde polițe de asigurare cea în alt stat membru, inclusiv în România, printr-o notificare. Adică luăm ca în Bulgaria când ne făceam... Ce se făcea în matriculare în Bulgaria, nu? Mm -hmm. Că era mai ieftină, nu? Sau mai rapidă, sau whatever. Așa și cu asta. Uite. Nu facem reclamă la asigurători, dar spunem că este legal, e ok și puteți să căutați pe net să vă faceți polițe la astfel de asigurători. Nu trebuie să fie din România, trebuie doar să fie agrementați în România prin simpla notificare, adică prin pașaport european pentru asigurători. Și uite așa, oriunde te afli în Uniunea Europeană, poți să-ți cumperi un la prețuri rezonabile susține europarlamentarul Vlad Gheorghe pe rețelele de socializare. Hmm? Deci, omul găsește, domne, tot felul de metode, nu este o problemă. Știți foarte bine că uh, noi de fiecare dată găsim variante să uh, scăpăm. Bun. Uh, mai avem o, o informație. Uh, spun colegii de la Republica News. Alarmant, legumele cultivate în sudul țării conțin nivele tot mai ridicate de pesticide. Iată topul celor mai contaminate uh, legume românești. Băi, pasta o știam, iete, ele arată așa foarte deosebit, ce să zicem și zice utilizarea pesticidelor în sudul României înregistrează o creștere semnificativă, iar probele cu reziduri au crescut la 40% în 2023 în comparație cu 27,9% în 2020. În anul 2023, Autoritatea Națională Fitosanitară a efectuat prelevarea și analiza a unui total de 2.122 de probe de legume. Din acestea, 1.323 de probe au fost analizate la laboratorul pentru controlul rezidurilor de pesticide în plante și produse vegetale din București iar 799 de probe au fost analizate la laboratorul regional pentru controlul Rezidurilor de, de pesticide în plante și produse vegetale e? Ce relevanță ar avea? Da? Conform informațiilor ca aici e important furnizate de viața soatului pe pagina lor de Facebook, rezultatele analizelor efectuate la laboratorul din București au dezvăluit o situație îngrijorătoare privind utilizarea pesticidelor în zonele de producție de legume din sudul României de această dată. Potrivit raportului ANF pentru anul 2023, procentul de legume cu reziduri de pesticide a crescut semnificativ față de anul precedent, trecând de la 27,9% la 40,1%. Și trebuie să mai știți faptul că dintre cele 1323 de probe de legume analizate la București, 531 de probe, adică un procent de 40,1% conțineau reziduri pesticide, adică 504 probe cu reziduri sub nivelul maxim admis și 27 de probe cu reziduri peste nivelul maxim admis sau cu reziduri de substanțe active interzise în Uniunea Europeană, practic probe neconforme iată un top al celor mai contaminate legume în funcție de procentul de probe care conțin reziduri de pesticide. Mărarul, deci mărarul conține, iată, 67% dintre probele analizate care au prezentat reziduri de pesticide și iată salata și tot 67% dintre probele analizate au prezentat reziduri de pesticide urmate pe locul 3 de tomate cu 64% dintre probele analizate care au prezentat reziduri de pesticide. Vă dorim, bineînțeles, din debaraua mea de aici și uh, poftă bună la reziduri. Aceste rezultate indică o prezență semnificativă a pesticidelor în aceste legume, fapt ce necesită o monitorizare și reglementare mai atentă în producția și utilizarea acestor substanțe în agricultură. Mmm, să le că Cu ce începem? Ia o pesticiu, da. Mmm, ce bună este. Da, nu mai este o noutate. Ce credeți că toate aceste legume care ele arată foarte deosebit și frumos au, nu este așa la bază, tot felul de uh, substanțe pe care, bineînțeles, noi le ingerăm și ne mai întrebăm după aia de ce du am ne ferește pățim ce pățim. Este bine să rugăm autoritățile de reglementare competente să ia măsuri în acest sens și să ne aducă, domne, pe mesele noastre ale românilor legumele noastre românești care să fie bune și în care să nu bage tot felul de lucruri care pot fi extrem de periculoase pentru organism. Cu deosebită considerație, Cristi Georgescu